cei care s-au născut în Zodia Berbecului vor avea între 1 și 3 februarie la prânz probleme de ordin financiar, mai mult sau mai puțin importante. Unele pot să fie modeste ca sumă sau ca nivel de implicare, chestiuni curente. Dar nota generală este nevoia de echilibru, îndepărtarea riscurilor, consolidarea unui statut financiar personal, mai ales pe baza economiilor, a unei înțelepte rezerve bănești sau a unei foarte judicioase repartiții a banilor, fără extravaganțe și fără îndrăzneli. Între 3 februarie, după ora 13.30 și 5 februarie seara, disponibilitate spre dialog, schimb de idei, întâlniri, conversații sau spre deplasări, vizite, excursii, lucruri care durează puțin, dar probabil că fac plăcere. Moment relativ favorabil dacă se vor afla în situații publice cu caracter oficial, o întrunire, o ședință, o conferință, o sesiune de comunicări ceea ce le va permite celor născuți în semnul berbecului să abordeze niște teme dificile pe care alții se tem să le abordeze sau pe care evită să le invoce pentru că știu ei conțin acolo niște riscuri, niște pericole care la un moment dat pot să atragă o umbră asupra lor. Iar aceiași vor da seama că nu sunt suficient de pregătiți sau în stare, prin experiență, să zicem, sunt prea tineri, să facă față în mod diplomatic și inteligent acestor capcane. Ei bine, cel născut în semnul berbecului nu are astfel de reticențe, nu își face prea multe scrupule și chiar încearcă destinul. Își fac mâna zicând, nu-i nimic, vorbesc acum în această întrunire, văd de ce sunt în stare, văd cu ce mă confrunt, văd cum reacționez, văd ce lipsuri am ca să mă corijez. Este un fel de exercițiu, de antrenament pentru situații și mai grele și mai complicate. Dar una peste alta se vor afirma, vor atrage atenția, vor surprinde, probabil plăcut. Nu este însă indicat să intre în dispute, în controverse sonore, în schimburi de idei cu replici prea pronunțate, în care cuvintele la un moment dat nu mai sunt supravegheate sau sunt spuse la întâmplare pentru că nu e bine, nu vor face o impresie bună toate aceste derapaje. Între 5 februarie, după ora 21 seara și 7 februarie, probleme curente, nevoia de a fi alături, mai mult decât în alte dăți, de un membru de familie, o rudă da are nevoie de ei, trebuie să se implice. Mai antipatică este chiar după amiaza și seara zilei de 7 februarie, pentru că apar și niște neputințe sau niște neconcordanțe, niște blocaje. Nu mai pot să mai fie alături de aceea, pentru că trebuie să facă față unor obligații de ordin social, public, de serviciu sau care țin de desfășurarea curentă a activității profesionale. Și atunci de acelea nu le pot nici amâna, nici delega, îi vor cam părăsi pe cei din familie. Nota generală a săptămânii va rămâne marcată de prezența celor trei planete rămase acum active în Capricorn, în casa 10-a carierei, care fac acolo destul de multe lucruri, construiesc piedici, ridică blocaje, bariere și alte semne cu valoare de avertisment, că nu se poate, că așa nu se poate, că trebuie schimbat, că n-au voie, că nu li se permite, că nu sunt în stare. Și, în general, berbecului, dacă îi se ridică astfel de interdicții, îi se și creează un context și o motivație pentru replici, dure. Spune unui berbec nu și el nu o să spună am înțeles, mă conformez și o să înceapă să explice, să protesteze, să negocieze sau să forțeze nota. Plăcerea luptei, combativitatea, plăcerea dezbaterii sau ridicarea oricărui mic conflict la rancul de chestiune personală din punct de vedere public. Sigur că poți să oprești pe toată lumea printr-o simplă prezentarea astrologică să nu se exprime. N-ai cum, la limită viața e făcută și din astfel de riscuri și din astfel de situații neplăcute. Sigur, să se implice, dar să fie conștienți că există, la un moment dat, în afara acestor blocaje și niște uh, limite pe care totuși trebuie să le identifice și să le respecte, pentru că nerespectarea lor se face cu consecințe grave chiar pentru funcție, chiar pentru credibilitate. S-ar putea să atragă mai multă antipatie și dezgust sau neîncredere sau derobare de cauza lui. Unii, văzând cum procedează, să-i cam întoarcă spatele. Și atunci este momentul în care poate să constate că a rămas singur pe aceste baricade. Iar acest context nu îi caracterizează pe cei tineri, ci mai ales pe cei mai în vârstă, cei care au peste 55 de ani, mai ales 60, 65 de ani și care au această tentație sau această tendință de a se purta așa, pentru că vine nu vreau să folosesc termenul urât de aroganță, dar vine uh, întreaga justificare a vârstei a experienței și poate chiar a competenței sau a notorietății. Și acestea nu sunt niște argumente, sunt niște consecințe ale unui traseu, dar ei le vor lua drept arme. Și ele nu vor fi recunoscute ca argumente și uh, vor fi ignorate, vor fi minimalizate vor fi puse deoparte și o să spună, bun, ai o vârstă, am înțeles, tot respectul cuvenit, dar principiile dumitale nu funcționează sau cu proiectul dumitale nu suntem de acord. Sau nu așa trebuie pus uh, în discuție un aspect de viață și de muncă. Și atunci își dau seama că, așa cum spuneam Adinea, ori fie au rămas singuri, fie încep să fie puși într-un loc mai propriu naturii funcției lor, dar care nu îi mulțumește, îi revoltă, îi scoată din sărite. Aici trebuie intervenit pentru că este o provocare mai veche, ea nu este nouă, ea se tot construiește și se manifestă când în cazul unuia, când în cazul altuia, în funcție de vârstă și de context. Poate că până acum, de niște săptămâni și luni, n-a fost să fie întâmplarea cuvenită care, iată, săriște, să creeze o astfel de conjunctură. Începând cu 3 februarie, planeta Mercur va tranzita casa 12 -a și va fi un factor puternic motivant pentru aspectele ascunse, tăinuite, vorbind despre subconștient sau chiar de laturile știute, dar ținute sub control de către fiecare. Amintiri, sentimente, resentimente, dorințe, ambiții, nemulțumiri care la un moment dat se pot transforma într-un motor al acțiunilor personale. Ceva, o neîmplinire încă din tinerețe, începe acum să-i macine. Dar de ce să nu facă cu tare lucruri pe care și-l doresc de atâta timp? Dar de ce de câte ori au încercat acel lucru, s-a întâmplat câte ceva și au renunțat, s-au oprit la jumătatea drumului. Vor să ducă la bun sfârșit proiecte vechi vor să materializeze aspirații și visuri, vor să pună în aplicare ceva ce le aparține lor, despre care au vorbit mai puțin sau poate n-au vorbit deloc și pentru care au în continuare simpatie, încredere și nostalgie, de tipul ce bine ar fi dacă aș reuși.